La capitolul investiții capitale și la capitolul restaurări se alocă anumite sume de bani. Nu putem vorbi deocamdată despre realizări notorii la acest capitol, pentru că sumele de bani raportate la necesitățile restaurării, care sunt foarte costisitoare, sunt extrem de mici. Ca să vorbim, în acest an, noi am avut în buget 5 milioane de lei la restaurări, 5 milioane de lei sub. Ca să înțelegeți ce înseamnă restaurarea unui monument, să zicem, ne referim măcar și la sala cu orgă, la restaurarea căreia lucrăm de acum de mai mulți ani și vă spuneam în alte ocazii că în perioada în care am venit în mandat în 2013 erau deja 6 ani de activitate în reparația sălii cu orgă. La început, devizul de cheltuiele acestor reparații, calculați anii, vă spun, din 2013 minus 6 înapoi, era 21 de milioane de lei. În perioada când preluasem ministerul, au fost alocați în acești 6 ani doar 6 milioane de lei pentru această reparație. Respectiv, perioada de restaurare se întinde din lipsa de mijloace suficiente. Și pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că noi avem un handicap și ceea ce ține de specialiștii legați de proiectări, legați de, fiindcă construcția și restaurarea sunt lucruri diferite și necesită o resursă umană foarte bine pregătită la acest capitol. Dar sigur că trebuie să recunoaștem că cea mai importantă problemă este finanțarea insuficientă.